dimineața. Am luat bagajele din cameră și acum mergem la masă. Astăzi... Ce bucur că și privezi. Da. Astăzi zburăm spre Vietnam. Avem și vizele. Da, bine, diseară. Avem o zi de tur, iar diseară ajungem în Vietnam. Sperăm. Practic, de când suntem plecați, s-au schimbat și gusturile pentru micul dejun. Mi-am dat o supă din această cambodiană. Practic, e doar din legume și cu nugăș. Mamă, s-a aburit și camera. Cam asta. Și Alin la fel, și o cafeluță, niște mango și dăm bătaie. Asta o să fie o zi destul de lungă. Am mâncat și noi începem turul. Pare că este soare astăzi, că nu plouă. Sper din suflet să nu mă înșel. Și am ajuns la market. Așa arată înainte de anul nou chinezesc. Anul nou pentru spirite, să arunce spiritele rele. Practic ei ard banii aceștia falși, euro, pașapoarte, acolo. Deci, da. Yeah. Au... Practic, cum punem noi în buzunar 100 de euro, 200 de machii nu au, așa că pun... Bebe! Cam ăsta e dorul. Hei! Cum să-i dor? Bătăi bani, ha mă! Steak headpiece, catfish. Foarte proaspăt peștele ăsta. Și ăsta e pește acum. Este unul la piața sud aici. Red end. Yeah, red end. And we have the baby, the white color, there is the baby. And sometimes we have egg. Yeah, small, small bowl. Yeah, egg. Red end, we can eat. And they use it for? For chicken. For chicken, yes. They steam the chicken and then they combine it with cheese. Tamarind cheese made from fish. And then they put the red end inside. They combine with the lemongrass and the lamb's juice. And then we can eat. Okay. It tastes sour. Mm-hmm. Yeah. That was good, yeah, for sure. Sour. Hai, vezi că ești... Abia mâncat. Da, dacă mi-e, nu mi-e foame, că abia mâncat micul dejun, dar... Dacă mi-era foame, da, știu cum e. The cheese made from butter, but came in from fish. And the smell is very, very, very strong. Yes, the smell is very strong. Mm-hmm. Yeah, that's it. Deci aici se mai vinde o untură de pește, se mai coase o haină, se mai cumpără niște bijuterii. Foarte, foarte versatilă treaba. And you can see crab. Deci femeia yeah, this one is the male one. Și ăsta este bărbatul, care niște striații. Deci yeah. Femeia. This one the male, this one the female. They took from the river also. When they cut it behind, not in front, because in front can bite. Okay, yeah, you hold it behind like this. When they kill chicken like this, so the blood come out, they refill inside the small pot, and inside the small pot they provide with water and the sauce. So yeah, sauce, yeah, a little bit. After that they keep around for an hour, they can get like this. And for what? For soup.
și-l pun în supă. Soup, yeah. And chicken they soup, eat that? Yeah, we eat, yeah. Chicken yeah. soup. Supă o cremă de sânge. Da. Și aici avem, și aici avem un șarpe cu ouă. Onion? Ouă. Egg. Egg? Yeah. Egg inside. Bine, cam cat înainte, că altfel nu mai prestam. This the kind of sticky rice, still sticky rice. This one we can. Așa că Vietnam o să fie mai scorpion, numai carcalaci. Care? Hello, nice to meet you. Soția lui. Da. Aici am rosit mult mai bine cu scurt. Jackfruit. Yeah, jackfruit. Onion black olive. Zici că ăsta și un cartof. Ăsta e un cartof mare. E cam atâta. Doamna face o varză acolo în stânga, ai văzut? Cum? Cumperi varza gata făcută. E varză aia? Ca o varză. You know this one? Papaya. Papaya. They put in salad like this, so you can see. Papaya like this. Yeah, papaya salad, yes. So you can eat also. Fructe de mare. The lobster, yes. Squid. Este humor. Lobster. Cheese. Este lungere. Abia am spate de știu. This is a duck, but we have a baby inside. Oh. Yeah, half baby live inside. And then still eat with the garlic sauce, the black pepper. What's going on? What is the name? Balut? Balut? I don't know about English word because I ask a lot of my client, they don't understand also. My language we call Pong Tia Kon. Okay. Yeah, Pong Tia Kon, that Pong Tia, I mean chicken duck. Yeah, duck egg. Yeah, and then we had the baby inside. Okay. Yeah. Half baby, half it inside. Yeah, like that, yeah, like that, yeah. You can see. Da. Nu știu cât bani ai putea să-mi dai ca să mâncă ceva. This one is like lychee? Rambutan. Rambutan. Yeah, R-A-B-R-T-A-N. Rambutan. Mamă, și ce fac cu oamenii mei grătari? Și acolo tipa coace niște cupcakes. Barbecue. Fish barbecue. Dă-ți seama că vii la piață, vezi asta și spui, mamă, ce fain mi s-a făcut. Ce poftă mi s-a făcut să mănânc și șarpele astea. Cu muște. Asta a fost și vizita la piață. Ceva rău. N-am să te mint. Ce zici, bebe, așa? Ok, ceva foarte... Și acolo i-a fumat. Like this, and then they dry under the sun. Yeah, a few days. After that, they put on the fire. Și așa la fumă. Îl pun în bețe de astea de bambus. Yeah, like that. Și așa i-a fumat. Yeah. They eat with tamarind sauce. Yeah. With chili a little bit, more spicy. And then they can sell to all market and Siem Reap. Yeah, yeah, yeah. And Ponte, I'll try to make you get a bomb.
Deci aici unde suntem noi, în sezonul umed, în sezonul ploios, practic apa este de un metru doi deasupra mea acum. Atât e. But the fire light around a few hours smoke. Apa nu e doar la nivelul ăla de acolo, ci e la nivelul caselor. Ce părere ai de... Nu ai zbătă la pe aici. Hai că nu e miroase atât de tare. E ok aici. Yeah, the water up until over here. So they move everything from the bottom to the top. Yeah, yeah, and then if they have car or motorbike, they send on the top the main road that we came. Yeah. There are now 2 months or 3 months. And they go with the boat? Yeah, by boat only. They have their own boat. They have their own boat. All people living here, they have their own boat. Da, deci până la nivelul ăla crește apa. So the water have around 3 meters or 2 meters, yes. So they move everything from the bottom to the top. Și mută mașinile, motocicletele le duc pentru 3-6 luni într-un loc pentru că n-au cum să le mai folosească. Întrebat cum de lemnul ăsta pe care stă casa nu se strică, dacă e 6 luni pe an aproximativ e în apă, cum rezistă? Și aparent ei odată la 5 ani le înlocuiesc. Câtă muncă. Pentru că până nu de mult Cambodgia a fost sub ocupația franceză. Aici lumea, când văd europeni, le spune barang, însemnând francezi. Deci așa se exprimă ei către oamenii ca noi din Europa. Și cred că și în America, probabil, nu cred că fac diferența. Hello, barang. Yeah. Ne pregătim să mergem cu bărcuța. Câți ani are șoferul ăsta? 10, 11, poate, 12 maxim.
dat aici bărcile și singura ocupație a acestor oameni este să pescuiască și să prelucreze cu peștele. Și acest copil practic merg la școală, așa merg ei cu părți. Așa te povestesc și părinții noștri cu cealaltă parte. Galbenă cu roșu este casa spiritelor. Practic ei folosesc aceste locuri pentru oamenii care pescuiesc să meargă înainte de pescuit aici și să se roage să găsească pește, să crească bateu. Am ajuns pe râul Tumlei Sap. Aici vin pescarii în fiecare dimineață să pescuiască cu ajutorul plaselor de pește, unii au undițe. E cel mai mare râu din sud-estul Asiei și practic arată ca un ocean, ca o mare, nu vezi pământ. De acolo venim noi. Thank you.
Am ajuns să luăm benzină aici. Da. Deci sunt oameni care vin și experimentează cum e să dormi într-o casă de asta plutitoare aici și practic dorm acolo jos, așează niște saltele și mănâncă. E foarte, foarte drăguț. Asta e o casă a spiritului, spiritelor de fapt. Nu, e ok, ești doar că e foarte, foarte drăgit de la bărci. Uite, își dă mama copilul la doarme. E ok. Cam asta e o casă privitoare. Și mai au încă două camere aici. Practic. Și aici sunt copii care mănâncă. Da. Foarte interesant. Spuneam că oamenii de aici sunt veniți din Vietnam. Cică. Da. Și ăsta e copilul care doarme. Iar aici e bucătăria. So the lady, they can learn about cooking class early in the morning. They go to the market. So the market here, the pentru cine decide să rămână aici. Și aici o să mâncăm noi. Okay, so now e super că îi pleacă frățiorul la școală. Are frățiorul acolo și e de pachet. Of, ce drăguț. Ce codiții are. Ne spuneau că au apă potabilă, au apă de folosit la, pentru toaletă, pentru că o stochează în sezonul umed, o stochează de la ploaie. Iar acum am înțeles că au niște filtre, deci nu o folosesc pe asta murdară din lac. Da, și se ocupă de tot felul de chestii. De aici, dat cum nu se mișcă deloc și cum poate să reziste lemnele astea așa 5 ani de zile, mi se pare. Tu dacă ai inundație un pic de la mașina de spălat pe parchet, gata, s-a distrus. Spuneau că le dau cu niște ulei pentru a apăra acest lemnele. Le dau cu niște, sunt date cu niște uleiuri pentru a fi apărate de termite. Că e o problemă aici. Și cam asta e frumos. E interesant. Adică am văzut copii care săreau în apă, înotau, copiii aia care se duceau la școală pe barcă, unul dintre ei. Mici, unul dintre ei manevra barca. Da, și au format o viață. Spuneți copilul ăla și fac cu mâna aici. He's a fishing guy. Hello, I'm with you. Yeah. Go close, please. Un scot apa din barcă. Cu farașul. Ai văzut? Aha, da. So you can see like that. Ce tare au chains, cum se numesc, lanțurile alea acolo ca să aibă greutate. One, two, three. Da. Bai. Și-a aruncat
plasă și acum așteaptă să prindă peștele. Na da, câteodată. One, two, three. The fish of 1 kilogram is 6,000 real. 1 kilogram? Yeah, 6,000 real. Deci un kilogram de pește e 6 lei. Și avem un pește. Cam cost am rămas. Thank you so much, thank you so much. Da, multă muncă să prinzi o grată de aia de pește pentru 6 lei. Da, și tu te plângi că faci spondiloză, că ai probleme cu coloana, spate. De la stat pe scaun. Asta e boala alentaților. Chiar că suntem cam alentați. Some year the water up until over here. Really? Yeah, some year. Not every year, but some year, yes. The water up until over here. So inside the house also? Yeah, they move everything to higher a little bit. Oh. Yeah, this is the Lisa Lake. Yeah, this is the Mekong River. Yeah, Mekong River, they connect from China to Laos, to Vietnam. And the water filled to Phnom Penh here, and the water filled to the lake. Yeah. So 12,000 square kilometers when the rainy season. Dry season only 3,000 square kilometers only. Să trezi pe tine, amică. Nu mai este. Yes, you can see this. Yes, from yes, that yes. Lady that we go here from second day. O să luăm un picnic. You can possibly have if you want. Thank you so much. Ming, you're coming. Thank you. Thank you so much. You're welcome. You're welcome. Looks very, very cute. Yes. Deci am venit la masă și masa se prezintă cam așa. Avem niște spring rolls cu sos de chili, niște pește în sos, ceva e super bun, nu știu exact ce pește, fructe. Și aici sunt niște calamari, niște linele de calamari, niște creveți și orez. Și a venit împachetat cam așa. Foarte fain arată. Da, și avem și jackfruit. Foarte drăguț. Chiar arată foarte fain și fiecare chestiuță de asta e împachetată în ceva. Adică este un coș mare. Și apoi câteva coșulețe mici, iar orezul a venit în frunze de banană, așa. Practic. Și e foarte bună mâncarea. Poftă mare nouă. Și am terminat de mâncat. Și Alina se odihnește corespunzător. Tu nu știi că nu este bine după masă să stai întins? Ba știu. Dar când ai locat să stau așa acum. Bele lac. Le râu. Le stau și-o putea să mă doresc. Vrei să te ajut? Mă miți. Nu ți-o fi rușine. De asta e țara unde e. Cu tineri de ăștia. Trebuie de-abia tineri ca de acolo și a venit acum să mă...
Thank you so much. Și am terminat și picnicul nostru, care a fost super, super bun. Da, și liniștitor așa, nu? Ne-am relaxat post, post picnic. Și acum o să avem vreo 40 de minute, o oră spre oraș. Ne întoarcem în Siam. Se vedem pentru, într-un final. Encore what? Cum ar zice ghidul nostru? Ha! Te dai grijă, bebe. Grijă! Și foarte multe fetițe de grașe. Arată exact cum arătam eu când eram mică, doar că eu eram mai blondă. Tot Mowgli, ca tine. Dar pe bune, arată, deci cam așa arătam și eu, doar că eu eram blond. Dar altă o știi mai bine. Ce și pe mica ta. Hello! Să ne îndreptăm către Angkor Wat. Cu draga mea soție. Dragă. Dragă. Dragul meu soț. Drag. Să mergem. A, și băiatul ăsta am aflat, nu are 8, 9, 10 ani, ci 17. Da, l-am șocat. Adică la 17 arătăm altfel. Mașina și ne întoarcem în oraș, le spuneam. Ce cu ușurință fac treaba. Da. Thank you so much, bye-bye. Și am ajuns pe uscat. Acum băgăm o oră cu mașina și după aia am ajuns în mașină și... Nu, pauză. Nu, baby, trezește-te. Aparent avem de mers cam o oră jumate, o oră 40 până la Angkor Wat de aici, de unde suntem din acest sătuc. Și da, a fost o experiență. E fain așa că avem experiențe din astea în care chiar poți să vezi cum trăiesc localnicii, ce trai au, ce fac în timpul liber, cum mă duc ei. Și a fost interesant să vedem că ei practic de-a lungul lacului își construiau niște case ca să poată să facă agricultură pe timpul în care nu e sezonul umed, deci când apa are un nivel mai scăzut. Și am întrebat ce fac cu ele când vine apa, când crește nivelul apei, și am spus că le iau efectiv și le mută. Și apoi iar le duc, și apoi iar le duc, adică din jumate în jumate de an fac chestia asta. Apoi treaba asta că ei trebuie din 5 ani să schimbe stâlpii, să reînnoiască stâlpii casei pentru că sunt din lemn și normal lemnul nu rezistă apei. Vorbisem, ne spusese ghidul că în casa în care am mâncat
în unii ani, nivelul apei nu e doar la baza casei, ci poate să crească și atunci trebuie să se mute ei mai sus cu toate lucrurile pe care le au, să nu se strice. Dar o chestie interesantă pe care am văzut acolo, peste tot aici, ori sub casă, ori în casă, au super, super multe hamace și e fain așa, adică au patul, dar ei se relaxează în hamac. Foarte fain. Chiar și super, super comode, le-am încercat și noi. Și da, faza, încă o fază nașpa pe care am auzit-o, e că înainte erau mult mai mulți pești. Acum, pentru că lumea a început să pescuiască ilegal, au început să dispară cantitatea de pește și atunci familiile din asta trăiau. Pe lângă faptul că consumau și consumă pește, ei vând ce pescuiesc, vând ce prelucrează ca pește, îl usucă, îl afumă. Și dacă nu mai este pește, e foarte greu să se întrețină. Și de obicei o familie are, din ce spunea ghidul, în fiecare an o soție naște câte un copil într-o familie. Deci, bănuiesc că se opresc și ei pe la 5-7 copii, dar sunt mulți și atunci cu cât e mai puțin pește, cu atât sunt mai puțin bani. Și încă o chestie, ne spunea ghidul că aici nu au nevoie de așa de multe școli pentru că nu le trebuie. La modul că unii copii merg la școala primară, învață să scrie, să citească cât de cât le trebuie și apoi gata, nu mai continuă cu școala pentru că... La pescuit. Da, merg la pescuit, nu le trebuie, ajută la câmp. Cam în jurul acestor locuri se învârt. Unii dintre ei, într-adevăr, mai pleacă în oraș și atunci lucrează în turism. Adică sunt agenți în hoteluri, cameriști și tot felul de lucruri de astea. Mai lucrează ca ospătari, dar cam asta e tot.